Salutare, dragul meu vărsător, și bine te-am găsit la bonusul zodiacal al lunii septembrie. După cum ai auzit, această citire este pentru tine, da? Pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Înainte de a începe citirea, vreau să vă readuc aminte că este una generală, este bazată pe energia colectivă, așadar este foarte posibil ca pentru unii dintre voi să nu se potrivească toate aceste mesaje. Luați de aici numai ceea ce vă servește vouă. Dragii mei vărsători, se întâmplă lucruri și vă știți foarte bine că eu bonusul acesta nu l-am făcut în fiecare lună, pentru că îl fac numai atunci când simt. Și pentru că luna septembrie, din punctul meu de vedere, este începutul energiei plutoniene și faptul că Pluton va intra în semnul vărsătorului în luna noiembrie, m-am gândit să vă aduc niște extra mesaje. Dacă doriți să luați legătura cu mine, o puteți face la numărul de WhatsApp, însă mai ales pentru materialele PDF pe care vi le pun la dispoziție. Vă aștept și pe canalul meu Amos Wisdom Tarot pentru cei de pe TikTok. Iar pentru cei care doresc extra conținut, vă aștept să vă alăturați canalelor mele de membri, Private Initiato și Verum Demoniorum. Și acolo sunt clipuri foarte interesante. Hai să vedem, pentru cei din semnul vărsătorului, un semn foarte încercat anul acesta, după cum am mai spus-o, însă și un semn extrem de puternic, și asta nu o spun numai pentru că sunt și eu vărsător, ci, într-adevăr, vărsătorii dau dovadă de cele mai multe ori de o putere foarte mare, dar și de rezistență totodată. Bun, hai să vedem. Sunt două mesaje pentru tine, dragul meu vărsător, pe care vreau să ți le transmit. Primul mesaj vine de la Arhanghelul Mihail, niște cordoane energetice aici cu Mihail, niște situații de care nu te-ai rupt în totalitate, lucruri din trecutul tău, pentru că asta face Mihail. Însă, iată că de data aceasta Mihail îți răspunde la o nedumerire de-a ta, la o nelămurire de-a ta. Ești în siguranță, iată. Acesta este primul mesaj pentru vărsător. Ești în siguranță. Pentru că îți tot faci griji cu privire la lucrurile care posibil să fi rămas nerezolvate în trecutul tău, dar mai mult îți faci probleme cu privire la viitorul tău, ceea ce știi foarte bine undeva în sinea ta că este destul de pueril să consideri ceva ce încă nu s-a întâmplat. Apoi avem Arhanghelul Jeremiel, noi începuturi. Iar vărsătorul este unul din semnele care va experimenta o schimbare radicală în acest an. Și am mai spus asta cu riscul că mă repet în acest moment, este semnul care nu numai că va avea o transformare energetică, dar transformarea lui se va petrece pe toate planurile la vărsător. Mai de aceea, dacă aveți vărsători prin preajmă, pentru că sunt sigur că ascultați și persoane care nu sunteți în semnul ăsta, dar vă uitați pentru copii sau pentru cineva din familie, o să vedeți oameni total diferiți, mai ales începând cu sfârșitul anului, da? Pentru că Pluto va intra în semnul vărsătorului pe 19 noiembrie și va face o călătorie lungă, foarte lungă, timp în care, bineînțeles, că se vor întâmpla diferite evenimente și politice, și economice, și tehnologice totodată. Totuși, vărsătorul va ține pasul. Și cei de pe lângă vărsător cumva, pentru că vărsătorul oferă speranță și încredere. Avem prima carte în poziția ta, un 6 de bâte. Asta înseamnă un succes pentru tine, dragul meu vărsător. Decizii înțelepte în sfârșit din luna septembrie, începi așa să capeți parcă mai multă încredere și să-ți recunoști valoarea, dar vor fi și unele principii de valoare pe care tu ți le vei updata, nu neapărat schimba. Recunoaștere, succes, promovare și cursuri pentru unii dintre voi. Cred că vărsătorul, ca să nu simtă foarte puternic toată această perioadă, încearcă să-și distragă atenția. Și atunci asta înseamnă că e posibil să te întorci la școală, este posibil să faci un curs, este posibil să faci ceva care să te țină cumva departe de energia asta a schimbării. Cu toate că tu o vei trece, bineînțeles.
Următoarea carte în poziția ta, avem aici un 4 de monede și asta înseamnă pentru unii dintre voi niște reacții, să spunem, indiferente. Cred că asta este de fapt, ajungi să fii indiferent la ceea ce se vorbește despre tine, se spune despre tine. Se pare că ai înțeles acest comportament al celor din jurul tău sau al oamenilor și îl tratezi cu superficialitate pentru că cândva l-ai tratat serios și nu a fost bine. Însă de data aceasta vărsătorul intră așa într-o stare de nepăsare. Că nu prea mă interesează ce mai spui despre mine, pentru că te știu, te cunosc, mi-am dat seama și nu are rost să mai îmi pierd energia cu tine. Îți manageriezi mult mai bine timpul și resursele pe care le ai. Asta spune patru de monede în poziția ta, să știi. Și mai mult decât atât, nu neapărat că te izolezi, pentru că tu nu ești un semn care să se izoleze, dar cred că septembrie și octombrie totodată pentru tine vor fi luni puternice de reflexie și de, cum să spun eu, de revelație totodată, pentru că înțelegi mult mai bine tot ceea ce s-a întâmplat, comportamentul oamenilor și chiar și ceea ce faci tu cu privire la profesia ta, la munca ta. Următoarea carte, aici în poziția ta avem acest 4 de cupe. Probabil că unii dintre voi încă mai așteptați pe cineva sau așteptați să se întâmple ceva pe zona iubirii sau a relației, să vină acea persoană și, desigur, în momentul ăsta nu pot să spun că ai un mesaj strict legat de asta, ci mai mult de construirea unei lumi proprii, dar asta nu înseamnă că ești într-o lume a ta, pentru că tu ești destul de treaz, ești destul de conștient, ci pur și simplu te împaci cu o anumită idee. Să nu mai vorbim că pe lângă patru de cupe există și cartea împăratul. Asta înseamnă o arcană majoră pentru tine și asta înseamnă stabilitate. Împăratul vorbește despre lege, despre ordine și despre disciplină totodată. Însă este un personaj înțelept, este un personaj matur. Este un bărbat, un bătrân până la urmă care a construit și care și-a strâns și care cu toate resursele pe care le are acum, tot ceea ce poate să facă este să aibă grijă de oamenii dragi de pe lângă el. Ceea ce cred că și vărsătorul va face în următoarea perioadă. Logică și organizare, vei primi situația conform așteptărilor tale și chiar o vei rezolva. Și cred că aici mai vorbim și despre leadership pentru unii dintre voi. Dar leadership, când spun leadership, mă refer la atitudine. La atitudine și cred că asta ți-am spus-o și în clipul general, pentru că ceva aici stă vertical în semnul vărsătorului. Deci atitudinea ta în momentul ăsta este de neclintit. Este de neclintit și asta pentru că, într-adevăr, te-ai lovit de niște situații destul de dureroase. Și ultima carte în poziția ta, dragul meu vărsător, este soarele. Soarele care, practic, reprezintă cea mai bună carte din tarot. Timpul trece, dar este în favoarea ta. Timpul cumva se coordonează cu tine și va fi în favoarea ta. Așa că să nu-ți mai spui că nu am timp să fac asta, nu pot să fac asta. Atâta timp cât ai soarele aici, pentru tine înseamnă succes, eliberare, libertate și mai mult decât atât, ieși dintr-o zonă, să spunem, în care nu mai era fertilă pentru tine și intri într-un pământ nou și un cer nou. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ați fost alături. Sper ca toate aceste mesaje să vă ajute, dragii mei vărsători. Până data viitoare vă doresc toate cele bune și să aveți mare grijă de sufletele voastre. La revedere!